Copiii României mor din cauza consumului de droguri. Și unde credeți că se duc banii pentru campaniile antidrog care ar trebui făcute în România? La șmecherii de la partide. 2 milioane de lei a dat agenția antidrog către o federație, un ONG, care este condus de un fost pușcăriaș. Și mai mult decât atât, pentru infracțiuni economice. Până anii 2000, le zice că a fost naiv pe vremea aceea. Asta este. Mai mult decât atât, în conducere, președintele executiv e un liberal de la Constanța, iar purtătorul de vorbe, că dă cuvânt e altceva, este un PSD-ist. Când o să vă arăt poza, o să vă dați seama repede că îl vedeți peste tot în toate platourile, vă explică el cum e și cu economia și coaliția și cu tot ce trebuie. Vi arătăm în seara asta 2 milioane de lei, în timp ce copiii României, nu doar că ei consumă aceste droguri, au ajuns să facă și trafic cu aceste droguri, copii, minori, sunt atâtea cazuri în fiecare zi. Școlile României sunt sufocate de droguri. Ce zicem noi de școli? Că au uitat de legea salarizării pentru profesori. O să discutăm și despre acest subiect. Au rămas alături de noi și le mulțumesc foarte mult. Ionuț Moșteanu, deputatul SR, mulțumesc foarte mult. Jurnalistul Press Hub, Răzvan Chiruță, mulțumesc de asemenea. Prin legătură video, Gheorghe Alomițianu, fost ministru de finanțe, vicepreședinte PMP, mulțumesc foarte mult. Și ni se alătură doamna profesoară Adriana Radu de la Iași. Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesoară. Ne auzim, mulțumesc, doamna Radu? Pentru invitație. Bună seara. Bună seara. Ne auzim. Perfect. Doamna Radu, vorbim imediat și de legea salarizării, dar e important să vorbim și despre consumul ăsta nenorocit de droguri și unde se duc banii care ar trebui să rezolve problema cu drogurile în România. Îi rog pe colegii mei, pentru că am încercat să facem o sinteză a acestei povestioare, apoi vă arăt și pe imagini cine sunt acești cetățeni. Pe 29 iunie, acum, 2023, ANA este Agenția Națională Antidrog, acordă 1,9 milioane de lei, 2 milioane de lei către Federația Neguvernamentală Antidrog. ONG-ul ăsta contribuie și el cu 220.000 de lei la povestioara asta. Președintele ONG-ului este Gigel Lazar, este un fost pușcăriaș condamnat pentru infracțiuni economice în perioada 2000-2004. Președintele executiv este Dorin Dimitriu Opreanu, este de la PNL Constanța. Purtătorul de cuvânt al acestei federații este Cosmin Constantinescu, care este de la PSD. O să vă arătăm imediat ca să-i și cunoaștem așa, după imagini, iată-l pe Cosmin Constantinescu de la PSD. Da, ne spune că ești vedia celor 5 oameni cu care te înconjori, suntem mai puternici împreună. Da, domnule Alomițianu îl privește cu mult interes, vă întâlniți cu el pe la emisiune, are un tupeu de nedescris. Doamna Ioana Constantin, da. Știți ce face? Antijoc, aruncă mingea în tribună. Deci orice ai spune, spune că nu e adevărat, nu e adevărat, că nimic nu s-a discutat, nimic nu s-a elaborat, totul face să blocheze pe oricine, atâta face. Și totul e o iluzie. Mur rău PSD-ului, în loc să vină și cu realizări. Deci face antijoc. Dacă va face și la antidrog, tot așa va spune că nu se consumă droguri, că nu este adevărat ce spunem, deci va spune că totul e perfect. Asta v-a spus. Da, eu n-am numărul domnului Constantinescu, că eu am numere de PSD-iști din ăștia tradiționale adevărați, dar dacă vrea să intervină, să ne explice, să ne spună două vorbe, suntem aici și vrem să-l ascultăm. Revenind, deci, colegii de la G4 Media au făcut această frumoasă anchetă, am să vin prima dată la tine, Răzvan Chiruță, dar le mai povestesc telespectatorilor. Federația asta are sediu în București, se angajează ca în perioada august-noiembrie 2023, deci acum deja se întâmplă, da? Să deruleze o campanie de conștientizare în rândul tinerilor pentru consumul ăsta de droguri. 25.000 de beneficiari au ei din București, Ilfov, Hunedoara și Valea Jiului. Deci noi le-am dat lor 2 milioane de lei doar pentru București, Ilfov, Hunedoara și Valea Jiului, înțeleg eu. Domnul ăsta, Gigel Lazar, care conduce această frumoasă federație, a fost în perioada 2000-2004, locuia în Galați, a stat în pușcărie după ce a fost condamnat pentru infracțiuni economice. Și zice așa, mă consider o persoană analitică, cerebrală și responsabilă. Și asta după o perioadă tristă și mâhnită a vieții mele, 2000-2004, când fără a fi un escroc, am executat o pedeapsă de 4 ani pentru înșelăciune, deși eram un simplu garant al unei afaceri. Nu uit, dar prefer să nu-mi amintesc. Naivitatea și buna credință mi-au jucat peste. În perioada în care am fost deținut, am cunoscut consumatorii de droguri. Lucram la penitenciar, la departamentul de educație din penitenciar.
avea 32 de ani în anul 2000. Deci are domnul... cui să le vândă. Da, domnul Opreanu, care e membru PNL și consilier județean la Constanța și director general adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, ce e și președinte executiv la minunea asta de ONG, da, ne spune că el a vrut să facă o faptă bună să se implice. Am considerat că este o faptă bună pe care să o fac în calitate de cetățean. Asta a zis, că de asta s-a implicat în aceste proiecte. Iar băiatul ăsta, v-am zis deja despre el, de la PSD, domnul Constantinescu, da, care... Ei spun că nu primesc bani în derularea proiectului și că n-are nicio legătură, că ei sunt de la partid. Și președintele de onoare este Constantin Bălăceanu Stoinici, ca să știu. Ah, e bine. Așa, Răzvan. Da, aș începe cu faptul că acest președinte al Federației a fost pușcăreaș. Aici nu aș vedea chiar cea mai grav lucru, pentru că s-a întâmplat totuși acum 20 de ani. Să presupunem că omul a înțeles, adică da. Totuși nu trebuie să condamn pe un om pe viață, dacă la un moment dat a avut o greșeală în tinerețe și... Între timp, nu a mai fost condamnat. Da, nu a mai făcut fapte penale. Vedem că din 2004 nu a mai avut probleme cu legea. Deci asta nu aș fi atât de relevant. Mult mai grav însă mi se pare faptul că în această federație care ia bani sunt doi reprezentanți importanți a actualelor partide de guvernare. Asta denaturează până la urmă astfel de acțiuni, pentru că chiar și cei de la G4 Media chiar l-au întrebat pe consilierul județean de la PNL dacă cumva această acțiune, acest proiect nu-l va ajuta și pe el electoral. Și el zice așa că da și nu, că na. Evident că va fi folosit electoral pentru sine, pentru folosul de sine. De fapt, aici este marea problemă, pentru că li se dau acestor politicieni o platformă pe bani publici. În același timp, noi la presa lucrăm pe un ONG, suntem organizați sub formă de un ONG care lucrează cu finanțări, cu proiecte și care sunt finanțate. Adică noi nu concurăm decât doar la finanțări europene, pentru că nici nu ne mai batem capul să mai ne chinuim să concurăm la instituții naționale. Da, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Membru de partid. Ori aici este o mare problemă. Noi discutăm acum, lucrăm pe un proiect pe energie regenerabilă și am vrut să aducem la masă companii private din domeniul ăsta de energie regenerabilă cu autorități. Și ne-au spus, ne pare rău, dar nu prea ne mai interesează, pentru că noi nu mai vrem să lucrăm cu autoritățile statului sau cu instituțiile statului, că știm că nu avem nicio șansă. Eu nu mai vreau să mai particip la licitații sau să încerc să iau contracte de la stat, pentru că nu am nicio șansă. Și de fapt, asta este lucrul cel mai grav în această poveste. Că este această căpușare continuă, inclusiv în domenii sensibile. Acum, revenind la chestiunea drogurilor, într-adevăr e una foarte mare în licee și doamna profesoară poate să confirme. Mă raportez la datele, ultimele date, chiar de la Agenția Națională Antidrog, care spune că cele mai mari rate de consum se observă în rândul populației tinere, 15-34 de ani. Adolescența este perioada cu vulnerabilitatea cea mai mare la inițierea consumului de droguri, cea mai mică vârstă de debut fiind declarată pentru consumul de noi substanțe psihoactive, 13 ani. Problema este că doar cu niște pliante și cu niște mese rotunde și eu știu, un concert, n-am rezolvat nimic. Problema în România în momentul de față este că DICOT-ul, de exemplu, autoritățile din zona penală nu mai fac absolut nimic. Ați mai auzit de vreo rețea relevantă? Și când spun rețea relevantă, eu nu mă refer la capturi de marihuana, pentru că în țările din Occident marihuana este legalizată, în multe țări din Occident marihuana este legalizată, iar la noi DICOT-ul se laudă că a prins un tânăr cu o pungă de marihuana și dă comunicate. Ori problema cu drogurile din România este că aceste rețele mari de droguri care nu sunt deranjate de nimeni. Putem să facem noi o grămadă de pliante, o grămadă de mese rotunde. Dar nu mi se pare că pliantele sunt soluția, ci acțiunile în forță ale DICOT, ale instituțiilor. Sursele de droguri din licee nu sunt eliminate. Adică ele funcționează bine, mersi, și tentația pentru un copil există acolo. Hai să vedem ce spune doamna profesoară. Imediat vin Ionuț Moștanu. Doamna profesoară, știu că am zis că vorbim despre salarizare, dar relevant și asta cu ce se întâmplă cu copiii României, pentru că vă întâlniți în fiecare zi cu ei. Poate la Iași nu fie așa de mare consumul de droguri, dar în București avem o problemă reală. Cum vedeți dumneavoastră, care ar fi soluția să-i ferim pe copii, să-i protejăm? Din fericire, nu toate școlile se confruntă cu această problemă.
Însă, de la an la an, numărul consumatorilor de droguri crește în rândul elevilor și, din păcate, și vârsta scade tot de la an la an. E o problemă foarte delicată și nu o poți rezolva decât cu ajutorul specialiștilor, însemnând psihologi, însemnând medici și însemnând, bineînțeles, profesori pe care trebuie să-i formezi. Pentru că el, profesorul, poate coordona toată această acțiune și este foarte, foarte greu de rezolvat problema, pentru că te confrunți în primul rând cu mentalitatea părinților. Chiar dacă în mediul școlar se ajunge la concluzia că elevul X sau elevul Y a consumat droguri, e foarte greu să colaborezi cu părintele, pentru că părintele de cele mai multe ori refuză. Nu acceptă asta, ne spuneau și în București directorii de licee, că le spuneau părinților și părinții spuneau copiii noștri în niciun caz. Ionuț Moșcanu. Da, e... Știi? Fac de rușine asta. O singură idee vreau da, să mai... Vă rog, doamnă. O singură idee vreau să mai adaug. Dacă orice problemă din învățământ nu aduce, în orice problemă nu aduce specialiști și numești în continuare numai oameni în funcție de criteriu politic, nicio problemă din școlile din România nu se va rezolva. Cu atât mai puțin problema drogurilor. Noi avem la vârful sistemului de învățământ, atât la nivel central cât și la nivelul local, la nivelul inspectoratelor, doar persoane numite politic sau colegi buni profesioniști, dar care stau de 30 de ani în funcție, iar scopul lor principal este conservarea funcției, nu rezolvarea problemei din învățământ. De acord, și am vorbit mult despre politizare. Orice problemă s-a revit. E greu să o rezolvi. Da, eu nu știu, Moșteanu. Da, problema e că banii combinator nu sunt ONG-uri. Deci există ONG-uri și combinatori. ONG-urile sunt niște organizații, cei care fac treabă și muncesc și vedem și fac, compensează ce nu este stare statul român să facă și știm cu toții exemplul celor de la Dăruiește Viața, acele doamne minunate care iată au strâns bani și au făcut un spital, statul român a făcut unul singur în 33 de ani la Mioveni și dânsele au făcut din donații, au făcut un spital pentru că un ONG corect este transparent, inspiră mai multă încredere arătând ce face cu banii, inspiră mult mai multă încredere decât statul român. Și sunt combinatori care unii și-au făcut politici, care unii și-au făcut ONG-uri, alții și-au făcut firme și de fapt este această caracatiță cu zeci de mii de combinatori cu mufați politic la banii statului. 2 milioane la un ONG, 1 milion la altul. Unul are o firmă pe care o trimite proiectare, pe care o trimite la Consiliul Județean Argeș, de exemplu. Iar dau exemplu de Consiliul Județean Argeș că mi-e la îndemână. L-a luat un an de zile, 9 luni de zile să facă un document, să compileze din 2 documente. Unul, tema de proiectare pentru drumul spre Pitești-Mioveni și nici măcar pe ăla nu l-a făcut cu angajații. Au plătit o firmă din București, o firmă cu un singur angajat, că m-am uitat. Care a făcut acel document pe care noi, dacă ne luăm laptopurile, îl facem acum, în 2 ore. Este inacceptabil. Asta este caracatița și sunt ONG-urile care trebuie să primească tot respectul nostru pentru ceea ce fac și cum compensează nefuncționalitățile statului român. Și iată că, știți, ați văzut, în noile măsuri fiscale le mai pun un pumn în gură domnul Ciolacu și domnul Ciucă ONG-urilor și încurcă sponsorizările. Că ei așa înțeleg ONG-urile. ONG-ul Godei cu azilurile groazei, nu? Că și ăla era tot un ONG. Era o asociație, o fundație. Ok, zice ONG. Că la șmecherii fel, ăștia, nu? La fel cum foarte mulți... ONG-urile cinstite... Da. Îi strică jocurile, pentru că... Tocmai e omoară acum, cu noile măsuri fiscale, e omoară. A fost descoperită de un alt ONG, Centrul de Resurse Juridice, care chiar era un ONG. Și de fapt acolo e problema, le strică jocurile ONG-urile alea care nu... Domnule ministru, ONG-ul ăsta minunat cu liderii PSD-PNL în frunte. Domnul Chiruță avea dreptate, s-a înființat un ONG ca să se dea niște bani, controlați. Și n-au nici criterii de acreditare, nimic. Trebuie să ai niște reguli. Iar dacă erau acele facilități fiscale, era o independență a firmelor. Deci, statul, coaliția, politicul nu mai putea controla. Fiecare agent economic, în funcție de decizie, în funcție de seriozitatea ONG-ului, îi vira o sumă. Și atunci asigur că acolo era o independență, nu mai era un control politic, era o
banii dați în funcție de rezultatele acelor ONG-uri, pentru că oamenii din privat nu dau bani de pomană. Dar ei vor să anuleze aceste facilități spunând că n-au bani la buget, dar dau pe de altă parte bani din buget pe criterii politice. Zice, domnule, înființați niște ONG-uri că avem niște bani și vi dăm. Și asta e nu numai legat în domeniul antidrog, ci în alte zone. Că mai ușor controlezi sumele venind de la buget, cum se întâmplă și la Ministerul Dezvoltării Regionale. Pentru orice investiție măruntă, trebuie să te duci la minister de două ori. Odată să-ți aprobe proiectul și, pe urmă, să-ți dea banii. Deci controlul politic al statului. Și atunci, sigur că avem situații de genul și cu azilele, cu Godei și cu toți aia, că se dădeau bani direct, fără să lăsăm mediul de afaceri să decidă să se ducă banii acolo unde e nevoie și unde se folosesc conform destinației. Asta da. E ceva foarte grav ce vrea să facă actuala coaliție, să controleze orice ban care ajunge spre ONG-uri, ca să folosească politic. Păi au ei nevoie de bani, e mai degrab. Orice da. Bani public în general, nu numai cele care merg spre ONG-uri, orice bani public. Adică să se verse pentru la anul, pentru campania electorală. Doamna Radu, ați fost în stradă, ați protestat, am discutat aici de greva profesorilor, trecem la subiectul ăsta. V-au spus că la 15 iulie este gata legea salarizării. În septembrie deja trebuiau să vină și majorările. Nu avem draft de legea salarizării, nu știm nimic. Astăzi, colegii ai dumneavoastră din sindicate au spus că e posibilă reluarea grevei în septembrie. Discutăm inclusiv despre o problemă legată de începerea anului școlar, că dacă e cu grevă, înseamnă că nu mai începe anul școlar. Acum aș vrea să știu ce spun colegii noastre profesorii, pentru că știu că aveți un dialog foarte bun și, în afară de chestiunea aceasta, ce așteptări aveți cu legea asta a salarizării? Eu, în primul rând, mă bucur că asociațiile elevilor au luat atitudine. Asta demonstrează faptul că avem elevi încă bine pregătiți. Nu știu pentru cât timp vom mai avea elevi foarte bine pregătiți, pentru că sistemul merge în jos de câțiva ani buni. Dar, pe de altă parte, este regretabil că vocea profesorilor nu prea se aude. Sunt prea puțini colegi de-ai mei vocali. Efectiv, unora le este teamă. Le este teamă să-și pună punctul de vedere liber. Uneori mă întreb, trăim în 2023 sau suntem în 1946, dacă ne este frică să spunem lucrurilor pe nume. După încetarea grevei, discuțiile au fost destul de puține. Sindicatele, mă bucur că acum se exprimă, dar ulterior nu și-au mai exprimat un punct de vedere, efectiv au amuțit. Sper ca în toamnă, dacă guvernanții nu se vor ține de cuvânt, greva să fie reluată. E momentul ca și noi profesorii să dăm dovadă că lecția de democrație, că lecția de solidaritate, de unitate, am învățat-o. Într-un stat cu pretenții de a fi democratic, că nu-i democratică România, este un stat profund corupt, profesorii trebuie să lupte pentru a-și recăpăta demnitatea și respectul. Dacă nu vom învăța să luptăm nici anul acesta, probabil următoarea grevă va fi peste 10 sau 15 ani. Știți dacă mai există în acest moment discuții, că a venit un nou ministru al muncii, doamna Deca se mai implică, au pus niște garanții atunci când au pus bocancul pe gâtul grevei, ca să nu spun direct profesorilor, că a fost o grevă așa înăbușită peste noapte, ați fost și noastră și alți profesori aici în direct în emisiunea mea de atâtea ori și practic lucrurile s-au întâmplat așa cu forța, răspundeți până la 11 noaptea, până la 12 noaptea, până dimineața și v-au dat această garanție. Eu știam că greva a fost suspendată. Credeți că va fi din nou o grevă în septembrie? Adică, cum simțiți că sunt colegii noastre din teritoriu? Deocamdată este perioada concediilor și e greu să spun care este pulsul în acest moment. Însă din septembrie discuțiile vor fi reluate și sper să luăm atitudine, mai ales dacă în octombrie nu se vor ține de cuvânt și nu ne vor da acele vouchere din banii europeni, probabil atunci discuțiile vor fi foarte, foarte aprinse. Dar majorările s-au dat, doamna profesoară.
Doamna Radu, vă întreabă domnul Alomițianu dacă majorările s-au dat. Da, s-au dat luna. E prima dată când s-au simțit un pic luna aceasta, pentru că lunile trecute eu personal nu le-am simțit. Și știți ce important este la rectificare? Trebuie să se dea banii către Ministerul Învățământului. Și aici să vedem dacă doamna ministru Deca va cere Ministerului de Finanțe. Și aici liderii de sindicat trebuie să aibă o discuție la Ministerul Învățământului, că dacă nu se dau la rectificare, nu o să primiți. Și va fi iară o supărare, adică... Da, Răzvan Chiruță. Am văzut că solicitarea a fost făcută. Da. Sunt 9,1 miliarde de lei care au fost ceruți. Nu știu dacă a fost și aprobată. Da, Răzvan Chiruță, vorbeam ora trecută, era domnul Stolojan aici, ne certa pe toți că nu înțelegem valoarea, plus valoarea cu educația, oamenii ăștia săraci, ci stau iară să se roage, dați-ne și nouă ce ne-ați promis. Da, am văzut deja nemulțumiri în sensul ăsta și pe un grup al... Dar remarc de după ce s-a terminat greva, am remarcat după ce s-a terminat greva din vară, de la începutul verii, în care mulți profesori s-au simțit trădați de sindicate, da, pentru că până la urmă i-ar fi vrut să continue, dar sindicatele au insistat să se termine. Am văzut foarte multe postări în grupurile de profesori care spun că vor să iasă din sindicat, că nu mai sunt reprezentați. Și cred că aici e o mare problemă. Discutam în pauză cu controlul politic al liderului de sindicat. De aceea rămâne de văzut în toamnă dacă vor începe greve. Eu, din ce am văzut pe grupurile de profesori, o foarte mare nervozitate în continuare. Da. Nu s-au rezolvat. Problema cu legea sa salarizării este că nici până în ziua de azi, nici în condițiile digitalizării și a evoluției tehnologice, statul român nu are o bază de dată comună cu toți angajații care sunt la stat. Pentru că unii sunt la ministere, unii sunt la consilii județene, apropo, unii sunt la primării, sunt 13.800 de instituții publice în România și statul român nu știe cu exactitate ce sporuri ia fiecare, nu știe cu exactitate ce salarii ia fiecare. De-aia, în ultimii de 13-14 ani, de la prima lege a salarizării unice date de BOC până în prezent, orice sistem s-a abordat, a lovit undeva, a dezavantajat pe cineva. Dacă încerci să iei în momentul de față o măsură care să fie cât de cât unitară, nu funcționează, pentru că nu se știe exact. A fost niște încercări la Agenția Națională a Funcționarilor Publici să se creeze o bază de date și știu că vorbeam atunci cu cea care era președinte acolo, făcusem un interviu și era de la PNL, și spunea că instituțiile publice refuză să colaboreze cu această bază de date. Există un refuz din partea instituțiilor publice să-și pună la dispoziție o bază comună. S-au retras în munți. Nu, dar pentru că Consiliul Județean Argeș nu vrea să se știe la București câți angajați sunt cu adevărat. Dar stați că e un adevăr. Aici e o problemă. E o mare problemă cu treaba asta. Nu voiau să dea datele cu pensionarii de la casele astea de la armată, de la MEAI. Exact. Și acum la MEAI este la secret tot ce se întâmplă și cu pensionarii și așa mai departe. Ca și cum ar fi bani publici. Din bani publici. Apropo de ce vorbeam în prima oră mai devreme, bani publici din bugetul alimentat, din taxele și impozitele fiecărui cetățean. Păi, doamna Ioana Constantin, când se fac bugetele la aceste ministere, se dau date ce dau ei. N-au cum. Și chiar cei de la Curtea de Conturi, când verifică, că era o perioadă când erau așa un bloc, trebuia să facă o restructurare pe la Ministerul de Intern. Și zic, cum verifică? Cum au bani? Păi verificăm și noi ce date ni se dau. Da. Fără să se ducă direct la sursă, fiind secret. Da, doamna Radu. O federație de autorități ale statului. Într-adevăr, dezamăgirea colegilor mei a fost foarte mare în iunie. Mulți au dorit să-și dea demisia, dar nu asta este soluția, să ne dăm demisia din sindicat în bloc pentru că nu ne reprezintă. Soluția este să luăm atitudine, să înlocuim pe liderii care nu au luptat pentru noi în această perioadă. Pentru că dacă ne vom da demisia în bloc, de fapt le facem jocul pe politicienilor. Corect. Un sindicat, și așa avem două sindicate.
Dacă ajungem să le dăm demisia în bloc, atunci nu mai reprezentăm nici măcar o mică forță, așa cum s-a întâmplat în luna iunie. Doamna Radu, despre doamna Deca, v-ați mai schimbat părerea? Că atunci îi cereați demisia profesorii și doamna Deca e tot acolo, bine mersi? Părerea, dacă ne-am schimbat, ne-am schimbat în mai rău. Nu a demonstrat nici după încheierea grevei că a învățat ceva din această lecție, nu și-a schimbat atitudinea. Da, mulțumesc foarte mult, doamna Radu. Avem o informație pe care eu o să o trec la Breaking News, pentru că PNL-ul începe să nu mai existe. Există numai PSD-ul. Breaking News politic, doamnelor și domnilor. Avem o frumoasă întreagă organizație PNL de mare municipiu. Vorbim despre PNL Târgu Jiu, care a trecut în bloc la PSD. Este postarea făcută de PSD Gorj, evident. A început fuziunea. A început procesul de fuziune. Iată și poza. Hai să dăm și poza, că sunt minunați așa împreună când îi vezi acolo. Nu știu cine stă ăștia toți săracii. Așa... Weber îl recunosc. Îl recunoști pe Weber, da, adevărat. Bun, echipa organizației municipale a PSD a devenit mai puternică odată cu înscrierea celor aproape 300 de membri noi împreună cu întreaga conducere a fostei organizații municipale a PNL. Zău că mi-e jenă, l-a sunat pe Dan Vulceanu, era mai devreme la colegii mei să-l întreb săracul dacă a rămas la PNL. Sau ce s-a întâmplat? Dacă i-a lăsat cheia și parola de la Wi-Fi. Da, de totodată membrii conducerii organizației PSD a municipiului Târgu Jiu au votat numirea domnului Adrian Dăianu, directorul societății edilitară în funcție de vicepreședinte. Aia au luat cu tot cu funcțiile de la municipiu, de la instituții. Practic e vorba despre un pas făcut în bloc de oameni care nu se mai identifică cu noua abordare a liberalilor gorjeni și au ales o echipă a cărei preocupare principală reprezintă dezvoltarea municipiului, bla bla bla. Vă dați seama că numai despre dezvoltare e aici. Da, a început fuziunea, Ionuț Moșteanu, așa-i? Păi eu tot zic, e PSD roșu și PSD galben. De fapt, ei au același ADN, doar că e culoarea diferită pe siglă. Fundamental, n-au arătat că sunt diferiți. Sunt două partide care, clientelare, care se bazează, cum spuneam, pe accesul la resursele statului, fie că e vorba de bani și contracte pe ONG-uri sau pe firme, sau pe angajări la stat. Și dacă tot nu e diferență între ei mari, oamenii se duc și aleg originalul. N-au ce să se mai... Păi exact, e PSD galben și PSD roșu, oamenii de la PSD galben au ales originalul și așa o să facă și la alegeri. Toți românii o să vedeți. Dacă, domnul Moșteanu, dar păi dacă vor merge împreună pe listă, că asta vrea și domnul Ciucă și domnul Bode, cei de la Târgu Jiu s-au dus mai repede. Păi de ce ar mai lua Ciolacu pe liste dacă vin cu arme și bagaje direct în PSD? Cum spuneam, au ales oamenii originalului. Eu îi înțeleg pe peneliștii de la Târgu Jiu. Eu aștept pe ea de la Dol să treacă la PSD, să-l înscrie pe Nicu Ciucă la PSD Dolj, de exemplu. Ar fi ceva, o noutate. Vine vicepreședinte. Așa, să-l pună acolo și pe Nicu Ciucă, da, să-l mute, să vadă și el, că lui place cu Ciolacu președinte. Ciolacu președinte la PNL, practic, Răzvan Chiruță. E fabulos! Eu mă întreb dacă mai prinde la populație chestia asta cu preocuparea pentru dezvoltarea municipiului și, domne, noi am trecut la PSD pentru binele populației. Și nu ne mai regăseam, aveam o problemă de identitate. Dar acolo este că spune că direct, că unul dintre, că a fost admit vicepreședinte, un șeful de la care e directorul societății edilitare. Adică, de fapt, politizarea despre care vorbeam mai devreme. Oricum, dacă sursele noastre sunt corecte, oricum PNL-ul este în pragul unei colaps intern destul de mare, pentru că se tot zvonește de, nu, de că păi asta toamnă... e pagina lor, de sursele noastre sunt corecte. Zic, da, e început, dar eu zic că chiar și la nivel național lucrurile se vor sparge în toamnă, pentru că într-adevăr există o presiune internă imensă, pentru că ce se întâmplă acum, cea mai mult are de decontat PNL-ul în viziunea mea. Am mai spus-o, PNL-ul a trădat electoratul său de două ori în doi ani, atunci când a făcut guvernare cu PSD, deși e candidat pe o platformă anti-PSD, și acum când se dă, de la începutul anului până acum, s-a tot dat, cum susțină ei mediul privat și cum sunt un partid al mediului privat, dar acceptă și, mă rog, acceptă până la urmă aceste mări de taxe și impozite ale PSD-iștilor. Deci,
cred că e abia începutul sfârșitului, sau mă rog, începutul sfârșitului PNL în această formă. Ăștia aveau și un primar acolo, nu? Era de la Liberal Romanescu la Târgu Jiu. De la Târgu Jiu. Păi mai era unul pe la Ploiești care nu se regăsea, nu știu pe unde mai erau. Și nu se mai regăsesc. A anunțat că trece la PSD Voloșevici. Da, da. Săraci, da, nu se mai regăsesc acolo. La PNL nu le mai place cu galben, le place cu roșu. Păi dacă direcția e spre PSD... Dovada că s-o apă și un pământ. Nu, dar nu numai asta, dar eu dacă nu știu cum e situația de la Gorj, da. Exact, dar eu știu, de exemplu, de la mine din Iași, că PNL-ul a absorbit atunci, în 2020, a absorbit foarte mulți PSD-iști. Practic, păi, l-au luat pe Chirica. Dintre ei să se întoarcă acasă, de l-au fapt. L-au luat pe Chirica. Da, e o întoarcere, mulți, e o întoarcere alții, acasă. Mulți primari. Deci s-ar putea ca unii dintre ei să se întoarcă acasă, să nu fie chiar... Da, da. Vreau să... A apărut o știre astăzi, tot de un control politic al cheltuielor, direcția aceea... Da, vorbim imediat. ...la Ministerul de Finanțe, privind revizuirea cheltuielor. Dacă e subiectul, dacă... Avem subiectul, sigur că da, avem subiectul, doar că vreau să vorbesc un pic și despre F-16, care nu mai ajunge la ucraineni, și apoi vorbim despre direcția generală despre care spuneți dumneavoastră că e o altă instituție făcută în plus acum în Ministerul de Finanțe. Da. Până acolo, vreau să-l salut și pe Anatol Șalaru, este fost ministru al apărării în Republica Moldova. Îi mulțumesc foarte bun, un bun cunoscător al ceea ce se întâmplă în Ucraina, Federația Rusă. Mulțumesc mult, domnule Șalaru, că sunteți alături de noi. Bună seara! Domnule Șalaru, aflăm așa, de la presa americană mai degrabă, că Ucraina are slabe șanse să primească anul ăsta F-16. Ba mai mult, se pare chiar instruirea piloților F-16 nu o să înceapă anul ăsta și România trebuia să fie hub regional și s-ar putea să nu mai avem această instruire a piloților. Care e problema? Că multe s-au promis Ucrainei și nu s-au dat. Multe s-au promis și nu s-au dat și problema este în americani, nu este în partenerii europeni care sunt gata să pregătească piloții ucraineni și sunt gata să transmită și avioanele pe care le au în dotare, iar în schimb vor primi alte avioane noi sau F-35 de la Statele Unite. Desigur, s-a discutat că nu cunosc limba, deși nu este adevărat, ucrainenii cunosc foarte bine limba. Dar în părerea mea este că Statele Unite este conștientă că anul acesta Ucraina nu va putea să obțină victorii spectaculoase asupra armatei ruse și să alunge armata rusă de pe teritoriile ucrainene sau chiar să intre în Crimea și să elibereze Crimea. De aceea, părerea mea este că Statele Unite, Pentagonul, pregătesc o ofensivă hotărătoare, decisivă pentru primăvara-vara anului viitor. Războiul nu este de un an, nici de măcar de 2 ani, este de mai mult timp și e nevoie de o infrastructură, de o logistică foarte serioasă, pe care astăzi ucrainenii nu o au și nu-și pot permite să aterizeze, să deculeze de pe un aeroport din țările NATO, fiindcă asta ar fi o provocare directă la adresa Rusiei. Iar astăzi, de exemplu, ucrainenii, dacă decolează de un aeroport, aterizează pe alt aeroport, fiindcă avioanele sunt urmărite și Rusia imediat poate să atace aeroportul, să distrugă infrastructura. Ar fi bine dacă ar transmite măcar atacamțurile, rachetele cu rază mie de șerează lungă de acțiune și dacă ar transmite restul de ce are nevoie armata ucraineană, fiindcă se pare că s-au înregistrat succese foarte promițătoare în aceste zile și s-au inclus în luptă brigăzi militare de asalt din rezervă. Deci Ucraina a secătuit armata rusă de armament, de artilerie. I-au obosit foarte tare pe ruși, fiindcă acum ei nu mai au rezerve, ci mută unitățile dintr-un loc în altul pentru a acoperi anumite goluri. Nu mai au tehnică modernă la dispoziție atunci când vor ei. Și este un semn pentru, se pare că ucrainenii au așteptat de mult chestia asta, este un semn că în curând vor începe un atac masiv pentru a se porni spre Mariupol. Ținta următoare a armatei ucrainene este Marea Azov, pentru a bloca accesul pe uscat către Crimea.
Da, purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene din Ucraina spune la televiziunea publică, este deja evident că nu vom putea apăra Ucraina cu avioane de luptă F-16 în această toamnă și iarnă, deși Joe Biden a aprobat programe de instruire a piloților, așa cum spuneam, într-adevăr, dacă vor ajunge totuși, doamne ministru, și acele tancuri Abrams care ar fi plecat weekendul trecut, parcă către Ucraina, poate s-ar mai schimba ceva pe front. Mulțumesc mult, Anatol Șalaru a fost alături de noi, a fost ministru al apărării în Republica Moldova. Acum ne întoarcem la temele astea economice. Înainte de pauză, într-adevăr, domnule Ialomițianu, aflăm așa că la Ministerul de Finanțe se face o nouă direcție, direcția de strategie generală, și direcția asta urmează ea să verifice de fapt toate tăierile care se întâmplă prin țară. Ce îmi place mie e că poate să dea amenzi. Mie îmi plac foarte mult instituțiile astea ale statului care își dau între ele amenzi din banii noștri. Asta e absolut minunat. Dar dumneavoastră îi vedeți rostul? Eu la prima vedere am zis că înființează o direcție să mai aibă niște posturi. Nu! E un control politic al cheltuielilor. După modelul acelei agenții de monitorizare a companiilor. Că această direcție se cheamă Direcție de Strategie și Revizuire a Cheltuielilor. Și m-am documentat în Ministerul de Finanțe. De fapt, ce vrea actualul ministru de Finanțe? Dar nu cred că a fost ideea domnului Boloș. Să revizuiască toate cheltuielile. Sub sloganul că, domne, vom responsabiliza ordonatorii de credite să cheltuiască în mod responsabil banii publici, să nu mai fie dezmăți, se vor duce în administrația publică locală și vor bloca contracte, programe, spunând că nu se justifică, că sunt achiziții la prețuri prea mari, că iau dreptul să revizuiască. Adică ai încheiat un contract, ai făcut licitație să cumperi niște bunuri și o să spună că bunurile respective sunt la prețuri prea mari. Și te amendează și spune să reziliezi contractul. Și gândiți-vă în perioadă de campanie, an electoral. Aici este foarte grav. Se vor duce în administrația publică județeană și la primării. Pentru că nu se vor duce pe la ministere. Pentru că o să-i oprească de la guvern. Ministrul nu o să aibă curaj să trimită la Ministerul Transportului, Ministerul... Da, zice așa. Se vor duce în administrația publică locală, la competitorii politici, să le blocheze activitățile, blocându-le cheltuielile. Deci e foarte grav ce se întâmplă în an electoral. Ei n-au experiență, n-au competență, n-au standarde de costuri cu ce să compare, că au cumpărat la un preț mai mare, dar primarii sau autoritățile locale fac licitații și s-ar putea să le blocheze, să le dea amenzi. Păi da, zice așa că ori de câte ori această direcție constată depășiri cu peste 20% a mediei indicatorilor de performanță monitorizați și dacă este cazul, da, se sesizează Curtea de Conturi și le dă amenzi. Cine stabilește acești indicatori? Da, Curtea de Conturi de ce nu poate să facă asta? Că de ce mai avem Curtea de Conturi atunci? Curtea de Conturi. Păi da. Adică unii dintre ei trebuie să plece acasă. Dacă face structura asta nouă, să trimită desfințăm Curtea de Conturi. Că înseamnă că nu mai... Domnul Moșteanu, o să folosească în scop electoral, da, să-i sancționeze foarte probabil asta din opoziție, să-i determine să treacă la partidele din coaliție și aici USR-ul, împreună cu alte partide democratice, trebuie să iasă puternic, pentru că e vorba de un control politic al cheltuielilor de la nivelul administrației publice. Da, luăm o scurtă pauză, vreau să vă arăt apoi că doamna Firea nu știe deloc cine e domnul Godei. Dar deloc, deloc, a uitat complet. E prieten cu Ligia și atât. Ei, doamna Firea se plimbă și dă interviuri multe pe unde apucă și evident că nu știe cine e domnul Godei. Mă rog, zice așa doamna Firea la un interviu dat la Gândul. Godei nu a fost șoferul meu, finul sau nepotul soțului. Ups, asta de unde a apărut cu finul și nepotul soțului? Mă rog, să ne liniștim. Era un apropiat al Ligiei, în sensul că se ajutau reciproc în diferite activități. Așa, nu știu, îi mai căra probabil o cană de apă, mai mergea cu ea pe undeva. Nu știe, nu știe doamna Firea, nu știe cine e domnul Godei. Doamna Firea, crezi că vă amintim noi. Hai să-i arătăm documentul doamnei Firea. Până bunăvoința cuiva de la Resurse Umane de la Parlamentul României, întâmplător o persoană care poartă și numele FIFOR,
știu, avea vreo legătură. Să dăm mai jos, te rog, Georgiana, mai repede, să dăm mai jos, arătăm exact informația că domnul Ștefan Godei a figurat angajat în cadrul cabinetului parlamentar al doamnei senator Gabriela Firea în perioada 4 ianuarie 2021, 1-2023. Uite cine era domnul Godei. Ce încearcă acum Ionuț Moșteanu să facă Firea? Iese, ne spune, se victimizează, vrea cineva să-i blocheze candidatura la București, ea nu știe cine-i Godei, era doar un amic de-al Ligiei care o ajuta pe Ligia din când în când. Băi, n-ați, ce să mai zic, a spus și noastră, minte de rupe, na, încearcă să ne păcălească pe toți și exact ne minte cu hârtiile în față, zice că albul e negru și invers. Nu ai cum să nu cunoști un angajat de-al tău de pe cabinet. Mai mult, când a ieșit scandalul în presă, l-a dat repede afară. Că s-a prins. Exact, adică, întâi a doua exact, scrie pe document. Cum ai izbunit scandalul în presă prima dată, l-a dat repede afară ca să încerce să fugă, să se dezlipească de povestea asta, de care nu se va dezlipi, pentru că cu siguranță l-a avut angajat acolo, cu siguranță e o încrângătură mult mai mare între primăria voluntari a domnului Pandele, soțul doamnei Firea, doamna Firea, ce Godei și câți Godei vor mai fi pe acolo. O să aflăm cu toții, eu îi felicit din nou pe jurnaliștii care au făcut acest demers și e nevoie de mai mulți jurnaliști curajoși ca ei, iată, ca să aflăm astfel de lucruri îngrozitoare, care au zguduit cu până la urmă un sistem și cu un sistem care trebuie ținut cu reflectorul pe el, da, trebuie ținut cu reflectorul pe el de către oameni cu bune intenții. Pentru că dacă sunt tot drepți culcați subordonați politic, nu o să se schimbe nimic. Păcate, și doamna Firea încearcă să nu deconteze politic aceste mârșăvii. E strategia dânsă, a făcut-o de 100.000 de ori. Am văzut-o în campanii spunând niște gogomonii imense. Țineți, mi-aduc aminte și în campania la prezidențiale când spunea niște prostii împotriva domnului Iohannis. Am văzut-o și în 2016. Poate să spună că albul e negru și invers, cum spuneam, iată, cu hârtiile în față ne minte pe toți. Mai există vreo șansă de reabilitare, Răzvan Chiruță, pentru primăria Capitalei, adică PSD-ul Ciolacu? Că e vorba de Ciolacu aici, o mai lasă să candideze? Eu cred că singurul adevăr din ceea ce spune doamna Firea este acesta, că într-adevăr chiar colegii dumneaei nu prea o mai vor candida. Uh-huh. Și șansele să mai fie candidat sunt destul de reduse. Oricum, eu cred că așa cum arată lucrurile acum, dacă doamna Firea va candida din partea PSD, va fi un cadou nesperat pe care îl primește Nicușor Dan. Pentru că în 2020, doamna Firea a câștigat mai multe voturi în București decât în 2016. După acel mandat dezastros pe care l-a avut, cred că unul dintre cele mai proaste din istoria recentă a Bucureștiului, ea totuși a primit mai multe voturi. Problema a fost că a enervat atât de multă lume din tabăra cealaltă care s-a mobilizat și a votat mai multă lume pe Nicușor Dan. În momentul de față, Nicușor Dan a început să livreze destul de mult în București și cred că va mai face și în perioada următoare. Și cred mai mult de atât, că în momentul de față există un electorat care e dezamăgit, nu-și găsește locul, dar el există acolo. Și are nevoie doar de ceva care să-l monteze și să-l mobilizeze. Iar în momentul de față, la cum arată lucrurile, doamna Firea este exact ingredientul perfect ca acel electorat care este împotriva dumneavoastră și care e mai consistent în București decât să se mobilizeze. Da, și un scandal care nu se închide acum. Domnule Aromițianu, e prea devreme. De ce ești așa de repede, Firea? Nu putea să mai stea o vreme? Să ne aduc aminte de scandalul ăsta. Da. Deși vine din presă, a gestionat foarte prost acest subiect. Spunând că nu-l cunoaște. Păi, la un cabinet parlamentar lucrează 4-5-5 și ți-i alegi. Că nu-i vorba de primăria capitale unde probabil 1500 sau mai mult salariați. Să spui că nu-i cunoști. 2. Cum acest Godei a obținut aprobări și la primăria voluntari și a obținut și finanțări de la unele primării, e greu de crezut. Iar e un subiect foarte sensibil. Greu de digerat, adică. Și sunt și mulți bucureșteni nu o să mai voteze. Dar spunea domnul Chiruță, chiar și mulți PSD-iști nu o mai doreau. Și atunci asigur că mulți din PSD chiar se bucură că doamna Firea trece printr-o perioadă scapă de natural de ea. Provăția îi aparține. Da. Provăția îi aparține. Scapă și natural de ea. Am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit de la fix șirile nopții cu Aneta Sângerzan aici pe B1 TV. Noi ne revedem mâine de la 16 și de la 21. Seară liniștită!